Pentru că în final, Dumnezeu care este bun și drept, va rezolva toată nedreptatea din această lume. Biblia ne învață că orice nedreptate, fără excepții, standardul lui Dumnezeu de a rezolva nedreptatea este mult superior standardului meu. Orice nedreptate va fi pedepsită, pentru că în primul rând, nedreptatea și păcatul este o ofensă împotriva lui Dumnezeu. Este legea lui Dumnezeu care este încălcată. Iar Dumnezeu care este drept nu poate să treacă cu vederea la infinit și să lase nepedepsite aceste încălcări ale legii lui. Această realitate, că în final dreptatea va fi realizată în mod absolut, prezintă pentru fiecare dintre noi cea mai mare problemă. Cum vom putea sta noi, cei nedrepți, în fața unui Dumnezeu drept? Răspunsul la această întrebare, cum voi sta eu, cel care prin propria afirmație mă consider nedrept, în fața unui Dumnezeu drept? Răspunsul la această întrebare va determina dacă ești un creștin sau nu.